Guvernul nu va tăia din cheltuieli, susține Victor Ponta, prezent în platoul B1 TV, fostul premier a spus că la noi în țară nu se pot concedia oamenii pentru că instanța va decide reangajarea lor. Ponta a venit și cu o soluție pentru actualul guvern și anume să sprijine economia privată și să crească încasările. Să meargă economia privată mai bine, că taxe și impozite nu ei de la stat, nu ei de la bugetari, ei de la economia privată. Deci eu cred îmi doresc, sper, după ce vine domnul Ciolacu, că domnul Ciucă e militar, dânsul știe cu câte rachete, câte bocani și așa mai departe. Ideea este să crește economia privată ca să poți să încasezi de bună voie și nesilit de nimeni mai mulți bani. Calfel altfel să tai 10% de acolo, 10%, în primul rând nu o să taie nimic. Credeți-mă, am, trecut prin multe guverne care anunțau că taie și nu pot să taie. Ponta amintește de faptul că mai mulți politicieni au încercat să dea afară personal, însă ulterior a fost obligat să-i pună la loc de instanță. În România nu poți da pe nimeni afară de la stat. A dat Băsescu afară, au câștigat în instanță, am reangajat și le-am plătit salariile eu. Faptul că nu poți să dai pe nimeni afară de la stat. Statul doar angajează, de data afară nu dă pe nimeni. De asta zic, poate restructurezi partea de funcționare. Ai cel puțin, nu povestea aia cu secretarii de stat, eu aveam 70, mi se păreau mulți. Dar aveam patru partide, i-am împărțit cât de cât să... Acum sunt 200 și n-ajung. Eu nu știu unde au birouri să stea, că, că sunt aceleași clădiri. Sigur că poți da afară 100 de secretari de stat să nu simtă nimeni. Dar ce 100 sunt 20 de la PSD, 20 de la PNL, 20 de la UDMR, 20 de la Iohannis, 20 alte pile. Uh, nu -o, o să se dea niciun... Eu nu cred că se va da afară vreun secretar de stat. Cât despre suspendarea angajărilor la stat, fostul premier spune că nu e o decizie înțeleaptă pentru că, din potrivă, ar trebui să angajăm profesioniști care vor să lucreze și să dăm afară pilele. Locarea posturilor. Iar Iarăși n-am fost niciodată de acord. Păi dacă termină facultatea sau vin din privat 10 oameni deștepți și vor să muncească și eu le zic, Vă îmi pare am blocat posturile. Rămân cu mei, cu paliții mei, că nu vă... De ce să fie blocate posturile? Din nou, scoate din sistem pe cei care nu sunt buni. Nu există și nu va scoate nimeni din sistem. Anul viitor sta alegeri, se supără toată lumea. Dar să produci mai mult pentru stat, asta se poate. Să încasezi mai mult. Da, Președintele Claus Iohannis a promulgat legea taxei de solidaritate pentru companiile energetice în varianta ei mai blândă, care reduce puternic suma care trebuie plătită de OMV Petrom și care va scuti Blexi Oelenges de la plata acestei taxe. Modificarea adoptată de Camera Deputaților pe 3 mai ar impune celor de la OMV o taxă de cel mult 300 de milioane de euro. Iar cei de la Blexi Oelenges au scăpat de orice plată pentru că în perioada 2018-2021 nu au avut producție. Legea elimină procentul de 60% a aplicat pe diferența de profit între anul trecut și media anilor 2018-2021. Eu când am văzut prima formă a legii, am zis, bă, dă bine așa pe hârtie, să zici că impozităm pe, pe ăștia care au făcut profit. Eu chiar cred că firmele din energie și băncile care au făcut foarte mult profit de când a început pandemia și războiul, trebuie să contribuie mai mult la societate. Eu sunt total de acord cu chestia asta și cu impozite mai mari și cu... Dar trebuie să o faci într-un mod inteligent. Că altfel te trezești, că nu-ți plătesc și că încep să scoată profiturile din țară. Noua formă, nu cunosc niciun detaliu, dați-mi voi doar să fac o supoziție. Cred că a fost negociată, în sfârșit. Și cred că OMV o să plătească o taxă mai mică, dar o să înceapă în sfârșit investiția să bage bani în Marea Neagră. Sper. Altfel nu înțeleg dar domnul Iohannis, ca întotdeauna, el e consecvent. Când e vorba să se ia de la noi, aprobă. Când e vorba să se ia de la mari firme internaționale, contra. Până la urmă, na, știe și el cu cine trebuie să se pună bine, nu cu noi, cu prostimea, că noi nu contăm.